Prezenți într-un clasament care le face cinste atât lor cât și româniei, prestigioasa revistă 442 a dat publicității în această vară o actualizare a clasamentului celor mai bune 100 de manageri din istoria fotbalului mondial. Trei antrenori români au prins suta publicației engleze, care îl menține lider tot pe scoțianul Sir Alex Ferguson. Primul regăsit în top este Ștefan Covaci, regretatul tehnician care s-a simțit din viață pe data de 12 mai 1995. El a rămas în istorie drept omul care a ținut la un nivel înalt pe Ajaxul de acum o jumătate de secol, cu care a cucerit șapte trofee, două cupe ale campionilor europeni între 1971 și 1972 și 1972-1973, două titluri și o Supercupa Olandei plus Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală și care a fost precursorul fotbalului total. Cu numai o poziție mai jos se plasează un alt campion continental. Este vorba despre M care a scris istorie cu steaua în perioada 1985-1986, fiind cel care i-a condus pe roș albaștri spre triumful din Cupa Campionilor Europeni, 0-0, respectiv 2-0 în finala cu Barcelona de la Sevilla. Emerichiene, ieșit de ani buni din viața publică, are în palmares încă nouă trofee cu militarii, 6 titluri și 3 cupe ale României. Nu a prins Supercupa Europei, steliștii avându-l pe bancă pe atunci pe Angel Iordărenscu, asistent lui Emeric Ultimul, dar nu și cel din urmă în 442, este Mircea Lucescu, pe locul al 87-lea. Este antrenorul cu cele mai multe trofee din fotbalul românesc, 36 la număr, dintre care 22 cu Șahti Donetsk și al treilea din fotbalul mondial după Sir Alex Ferguson, care are un total de 49 de titluri și Pep Guardiola cu 37, dar cu 10 peste Jose Mourinho și cu 9 mai mult decât Carlo Angelotti. Jurnaliștii englezi au inclus în topul select al primilor 10 în ordine pe Sir Alex Ferguson pe prima poziție, Rinus Michels pe locul 2, Johan Cruyff pe poziția 3, -a, Bill Shankly pe locul 4, Pep Guardiola pe poziția 5, -a, Arigo Saki pe poziția 6, -a, Sir Matt Busby pe poziția 7, Helenio Herrera pe locul al 8, Ernest Happel pe locul al 9 și Valerii Lobanovski care completează topul 10.